Din nou în direct pentru partea finală a emisiunii de astăzi. Mai multe chestiuni ne-au rămas așa pentru final. Unul dintre puncte este acela, domnule profesor, către care sportivi să ne îndreptăm atenția? Care vor fi următoarele exporturi, ca să spunem așa, ale rugby-ului sucevean? Am în momentul de față jucători, zic eu, care pot, ar putea, dacă s-ar pregăti, dacă ar avea posibilități să se pregătească pe la alte cluburi unde se face performanță. Am Scolobiuc, Octav, am pe Ștefăroi Ștefan, un jucător foarte bun, Elisei, Alin, Barbaroi Constantin, Brelciuc, chiar un jucător care sunt la 22-23 de ani acum. Care dacă ar prinde un contract la o echipă de Superliga, da, ar avea cum să... Custrin Andrei, care a și fost chemat, dar n-a prins selecția finală la echipa națională de sub 20 de ani. Și mai sunt jucători. Câtea Iulian? Am înțeles. Aveați la un moment dat, n-ați avut un sportiv străin? Am avut și am. Încă mai este? Da? Da, și a jucat tot meciul, a și marcat. Da? La Hiani Mohamed Amin, tunisian, da. Da, s-a integrat cum? S-a integrat, un băiat foarte respectuos, disciplinat. Un câștig, da, pentru echipă, până la urmă. Un câștig pentru echipă. Chiar poate fi considerat chiar un model, așa, de disciplină. Bine, e la o vârstă destul de înaintată pentru sport, dar vine... Atâta timp cât vine cu plăcere și eu nu mă uit în buletin. Reușește să facă față rigorilor echipei? Niciodată nu m-am uitat în buletin. M-am uitat la forma sportivă, la potențialul jucătorului. Da. Da. Nu m-am uitat niciodată în buletin. Ești bun? Intră în teren. Nu. Tu intri... Tu ești. Intră la pauză. Da. Nu, e foarte important. Cum să spun, cel puțin la nivelul ligii în care suntem, nu se transmit meciurile pe niciun post de televiziune. Dar Superliga în România unde se transmite? Am voie să spun? Da. Pe Dolce Sport. Așa. Marea majoritate a meciurilor. Deci acolo. Cei rugby pe, da, Dolce, da, Sport. Dolce Sport, da. Și din turneul celor 6 națiuni, tot pe Dolce. Tot e acolo, nu? Păcat că n-am mai transmis televiziunile naționale. TVR 1, TVR 2 transmiteau și vedeau mai... La alte politici, alte multe interese. Da, da. N-am înțeles niciodată lucrul ăsta. Și așa, cum să vă spun, și așa e o zonă destul de restrictivă. Adică în loc să reușim să promovăm, s-a ajuns în varianta asta. Bun, barem dacă ar fi și banii pământului din perspectiva asta, dar nici nu discutăm de niște încasări extraordinare din... Nu știu, mai multe informații nu am ca să vă dau, da. Nu știu ce contracte au cu televiziunile, nu pot să vă spun. Da, da, bun, eu n-am Dar, n-am sigur, acele... bani mulți nu sunt la noi, la rugby, nu. Da, și e păcat, nu. Pentru că îmi spuneați, cel puțin la... Bine. La noi, în România, încă rugby e un produs care nu se vinde... Nu-i vandabil grozav de bine. Nu se vinde bine, comparativ cu ce se întâmplă în țările din Marea Britanie. În Franța. Franța, da, da, da. Dar acolo e altceva. Altceva, da. Vin cât? 80.000 de spectatori? 80 sau chiar mai mult. Dar culmea, fără huligans. Da, da, au venit acum. Ce am văzut din transmisiunile televiziunilor, s-a cântat, oamenii s-au simțit foarte bine, femei, copii, soții, oricine vine, nu se întâmplă, nu se arunc cu petarde, păstrează liniștea când se cântă imnul. Adică există un respect, o altă educație. Da. Așa, ca de final, spuneți că aveți o propunere pentru... Da, da. Da, vin cu o ofertă. Pentru cei care sunt interesați, bine. Oferim spații publicitare, atât în interiorul bazei sportive de la noi, de la Unirea, cât și în exterior. Traficul acolo este foarte intens, vizibilitate foarte bună. Pe echipamentul sportiv
al nostru, al jucătorilor, atât la senior cât și la, și la juniori. Și bineînțeles, în mass media, locală, centrală. Deci, dacă sunt interesați, dacă vor să vină, dacă vor să vină și să fie alături de noi. Dar la cum știu eu, dacă sunt interesați sau vor să vină, sunt tot așa niște foști practicați de rugby, niște încă nu. Noi încercăm să mai atragem și din alte surse. Din alte surse, da. Și în Suceava sunt societăți care merg destul de bine. Fără îndoială și nu judec lucrul ăsta. Și la noi există transparență, deci tot ce se dă se investește doar în rugby. Așteptăm să vedem. Da. Numai de la primărie, numai de la Ministerul Tineretului Sportului nu prea. Dar practic bugetarea clubului cum de se la face la ora actuală? De la un an, de la altul tot mai puțin. Asta sună grozav de bine. Și cum se face bugetarea? De la un an la altul tot mai puțin. Tot mai puțin. Practic așa, informațiile pe care le-am primit de la, adică le știu de la CSM Suceava, de la un an la altul tot mai puțin bani pentru sport. Și, bine, de la primărie e foarte important ajutorul, pentru că noi dacă n-am fi avut susținerea primăriei, practic n-am mai fi existat. Și probabil că o să primim și anul ăsta. Am înțeles că au fost ceva divergențe, dar... Cu siguranță se vor rezolva, da, cu siguranță se vor rezolva divergențele. Nu... Da, și poate reușesc până în Paști să dau și eu ceva la jucători, că până acum n-au primit nimic. Da, și e greu de gestionat... E greu. E mi se pare cumplit. Până de Paște, da, jucăm. Că e jucăm, da. De... Avem acum... Noi, tot așa avem derogarea, jucăm duminică, nu? Noi. Da, noi duminică, da. Sunt singura echipă care jucăm duminică. De ce? Avem pauză de Paște, după aia următorul meci pe 22 aprilie acasă cu Aradu. Da, acum jucăm duminica asta. Duminica asta jucăm la Buzău, la ora 10. La Buzău. Poate așa vine o primă până de Paște. O primă, o ceva acolo. Ceva. Să ajungă la jucători. E foarte important. Da, bine, pentru tonus. Mulți pentru... nu trăiesc din banii de la rugby. Da, chiar să vin și cu banii de acasă. Că au, după ce că, după ce că toată lumea se bucură când vede. Suceava, da. Bătu Mănășturi, Cluj, deci 6 la 3, adică Suceava, adică noi. Dar așa măcar de... Prin asta... înseamnă că este respectată munca, performanța. Deci, da. Cineva nu se gândește la treaba să se încurajeze munca, performanța. Și așteptăm. Da, deci a spus așa, acum jucăm în weekendul ăsta, mergem la Buzău, după aia e pauză, că e... Pauză, că e sărbătorile de Paști, apoi pe 22 acasă cu Aradu, pe 30 la Petroșani. Și urmează pe 7 mai la Galați, iar ultima etapă acasă pe 14 mai sau 13, nu, pe 14, nu știu cum cade, cu Năvodariu. Adică trec cu echipa de pe primul loc. Echipa de pe primul loc. Adică ar fi ne dorim ceva foarte frumos. Mult să-i batem aici la Suceava. Dacă e sâmbătă, e 13 mai. Da, 13 mai. Avem echipă și avem cu ce să ne descurcăm și cu Năvodariu, chiar dacă suntem pe primul loc, dar suntem acasă. Și am văzut și mă bucur foarte mult și le mulțumesc din ce mai mulți spectatori. Acum... Bine, repet, sâmbătă a fost o zi superbă. Da, și sâmbătă trecută cu cine am zis, cu Bârladu. Da. Au fost chiar mai mulți spectatori. Alt meci. Și au jucătorii tineri, au luat inițiativa, au adus stații, avem muzică, să creăm o atmosferă. Da. Și înaintea meciului, în pauza meciului, oamenii se simtă bine. Păi e foarte important, pentru că până la urmă totul se rezumă și se transformă într-un spectacol. Da. Și fiecare meci, din punctul meu de vedere, are trei componente foarte importante. Cel puțin pentru noi cei care privim. E partea dinainte de meci, când îl așteptăm, da?
meciul în sine și partea de după. Toate trei eu consider că sunt foarte importante. Partea aia de pregătire, meciul în sine și mai apoi. Că e, Doamne ajută, cu victorie, Doamne, trebuie să observăm. Păi dacă, nu, dacă nici nu ne bucurăm la victorie, când o să ne mai bucurăm? Nu? Da, noi mai facem acolo, în spatele sălii de sport, un grătar, mai vin și foști jucători la o bere, deci la noi repriza a treia Repriza a treia acolo. Da, în alte țări știam mai... că repriza a treia merga ambele echipe în același local. Da. La rugby. Cel s-a mai întâmplat și la noi. Da? Și uite, cei de la Cluj au primit o navetă de bere de partea sponsorilor noștri. Deci ne respectăm adversarii și... La e fel, logic. Ne s-a întâmplat și nouă de foarte multe ori în deplasare. Au venit, uite, băieți, aveți o navetă de bere după... Da. Dar nu se înțelege că în timpul meciului dă-te mă la o parte că îți dau eu bere la urmă. Nu. Fiecare, noi ne ajutăm. Au venit foarte mulți și de mulți ani antrenori care practicați reciprocitatea. Da, reciprocitate. Bine, fiecare își plătește orice serviciu, cazare, masă, nu știu ce mai servicii, toate serviciile și le plătește. Dar eu am informațiile de aici pe plan local, îi spun unde să stăm mai bine, unde sunt. Nu, unde să unde sunt câți bani ai? Da. Cât vrei să cheltui? Cât vrei, da. Ce vrei? La fel, vrei 5 stele, 6 stele. Am dat telefon acum la Buzău, mi-a dat adresă unde să mă duc, unde să stau. Plătesc. Normal. Plătesc. Dar noi ne ajutăm. În teren fiecare puce are. Am înțeles. Se descurcă. Dar ne respectăm și... Scurtă recapitulare. Suntem în grafic. Ne-am propus locul 2. Locul 2. Și sper contează că foarte mult meciul de duminica la, asta. Da, că e principala noastră urmăritoare. Suntem la diferență de 5 puncte, dar s-ar putea mări e card. Da, s-ar putea mări. Avem șansa să câștigăm în deplasare? Avem ce? Avem? Avem. Am jucători și mă bazez pe... De la Arad, nu știu, s-a întâmplat ceva de la Arad. Când am învins la Arad cu 50 la 15. Nu venea să cred. Nu mi-am recunoscut echipa. Și îi văd pe jucători foarte uniți, sunt prieteni și își doresc să obținem performanța asta. Cu alte cuvinte, s-a produs acel ceva. Da, s-a produs acel ceva. Așa. Și a venit, nu știu. Și fie vorba între noi, victoriile aduc victorii. Da, și sigur, știu, când veneau înfrângeri, și, na, greu. Mai existau reproșuri că din cauza ta sau nu știu ce. Dar acum lucrurile s-au legat. Acum totul este bine. Dacă ar mai veni și ceva bani... Ar fi grozav. Ar fi grozav. Adică n-ați vedea niciun element care să vă împiedice. Așadar, duminica asta meci important, greu, pentru ocuparea acestui loc 2 și dacă lucrurile se desfășoară așa cum ne propunem, foarte posibil să jucăm cu Iașiul la un baraj. Da, n-am spus că duminica a fost turneul la Suceava de sub 19 ani, a participat Steaua, Atomitanii Constanța, LPS Suceava și Colegiul Tehnic Traian Buia, parcă din Galați. Au fost foarte multe meciuri. Păi n-am spus, mie nu mi-a spus. Nu, au fost foarte multe meciuri. Am văzut foarte mulți jucători cu calități. Totul s-a desfășurat sub limitele fair play-ului, arbitrii din Suceava, bineînțeles. Și s-ar părea că și turneul final să se dispute tot la Suceava. Deci am avut un weekend plin de rugby. Am înțeles. Dacă e turneul final tot la Suceava, să păstrăm legătura ca să mediatizăm evenimentul, că e într-adevăr ceva important. Domnule Constantin Vlad, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc și transmit tuturor suceavenilor multă sănătate și un Paște fericit. Iar eu vă mulțumesc pentru atenția și răbdarea care ne-ați urmărit și astăzi. Până la momentul întâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.